Doamnelor, domnilor, bună seara, urmăriți în continuare evenimentul zilei. Maladiile la copii. Acesta a fost subiectul principal al unei conferințe la care au participat lucrătorii medicali din orașul și raionul Soroca. Conferința a avut loc în ajunul Zilei Mondiale a Sănătății și a fost susținută de trei profesori veniți de la Chișinău. Elena Celac ne oferă mai multe detalii. Problemele pneumonologiei pediatrice, probleme inflamatorii ale tractului urinar și cele ale sistemului nervos central, acestea au fost principalele tematici ale conferinței. Cu toate că situația este ținută sub control, totuși în raionul Soroca se observă o creștere a bolilor renale la copii. Făcând analiza, adică studiul îmbolnăvirii copiilor din raion, am ajuns la concluzia că sunt în creștere maladiile sistemului renal, maladiile sistemului nervos, specialiști care ne fac un seminar de instruire pentru a ridica nivelul de cunoștință a tuturor specialiștilor din raion și în a preveni. Conferința a fost susținută de mai mulți profesori veniți de la Chișinău. Scopul acestei veniri la Soroca este de a aduce informația actuală pe aceste probleme de maladii pediatrice pentru a lucra în teritoriu. Directorul Centrului Medicilor de Familie, Ludmila Ciobanu, susține că informația acumulată la această conferință este destul de utilă, mai ales că Soroca duce lipsă de specialiști pediatri. Spun că informația este foarte binevenită, este adresată atât medicilor de familie cât și medicilor specialiști, de oricare profil, cu atât mai mult că la noi în raion ducem lipsă de medic nefrolog pentru copii și e foarte binevenită, cât și urolog. Chiar dacă se atestă lipsa anumitor specialiști, medicii din Soroca țin situația sub control. Situația nu este rea, avem medici foarte buni în raionul Soroca. Lucrul în medicină este pus bine, este o responsabilitate. Am venit la acest seminar cu specialiști care, cu părere de rău, nu sunt în raionul Soroca, de aceea am și ales aceste tematici pentru a conlucra, pentru a avea niște rezultate mai bune. În cadrul instituțiilor medicale din raionul Soroca activează 6 pediatri. Problema patologiilor la copii este o problemă foarte importantă acum și trebuie să atragem o deosebită atenție, pentru că copiii sunt viitorul nostru și cum o să-i protejăm de mici, așa o să-i avem generația viitoare. Conferința dedicată sănătății copiilor s-a desfășurat în ajunul Zilei Mondiale a Sănătății, care se marchează pe 7 aprilie. Deși sărbătorile creștine ne bat la ușă, sorocenii nu se prea grăbesc să-și facă curățenie în curțile blocului unde locuiesc. Nici chemarea primarului de a participa la o zi de curățenie generală a orașului nu a fost auzită. În schimb, oamenii sunt indignați de faptul că orașul este murdar. Curățenia în orașul Soroca lasă de dorit, așa spun locuitorii și oaspeții urbei. Iată-ți hârtii, sacoșe, capete de țigară. Și în deopște nu sunt oameni civilizați în ziua de azi. Cine credeți că ar trebui să ne facă curat? Noi singuri. Cred că suntem în stare să facem orașul să fie curat și frumos. Nu prea așa strălucitor. Dar cine ar trebui să ne facă curat în oraș? Cum să vă spun, ar trebui și din primărie să ajute, dar ar dori și să meargă și toți cetățenii care locuiesc în Soroceni, în Soroca. E murdar. Cine credeți că ar trebui să facă curat? Nu cine e. Primăria ce se organizează, nu? Deloc nu mi-a plăcut. Uitați-vă, curățenia și frumoasă. E că tău. Vedeți? Dar tu personal cum contribui ca orașul să fie curat? Da, puteți să răspui câte mândești doar și să fac un lac de curat. Deși recunosc că ar trebui să-și aducă aportul la îmbunătățirea situației, acum 2 săptămâni, când au fost chemați de primărie să participe la salubrizarea orașului, prea puțin soroceni au susținut această idee, mai ales cartierul din partea din deal a orașului lasă mult de dorit. După adresarea doamnei primar, care a fost la dumneavoastră la televiziune, a ieșit parțial, a ieșit din blocuri și a măturat, dar majoritatea nu a dorit să iasă. Și e că chiar și astăzi am întrebat o mașină, am trimis prin cartierul Soroca Nouă să mai strângă grămezele. Dar lumea la noi așteaptă când sunt tapașul, atunci să mături, să vii cineva să le curăță. Când am fost pe calea Bălsu și am făcut ordine atunci, era de dorit atunci să iasă, dar ei nu au binevoit să iasă atunci. Dar acum, iarăși din nou, trebuie să trimitem tehnică în deal, iarăși
pierdem o zi de lucru. Angajații de la secția de amenajare cu greu fac față din cauza volumului mare de lucru. Aceștia spun că vor face tot posibilul ca de sărbători străzile centrale și centrul orașului să fie curat. Probleme sunt ca întotdeauna, dar știți că iarna a fost lungă și primăvară scurtă și avem mult de lucru. Este, dar cred că până la Paște o să dovedim și o să facem orașul să fie curat și frumos. Zilnic din orașul Soroca sunt evacuate tone de gunoi. Serviciile responsabile cheamă populația să aibă o atitudine cuvincioasă în ceea ce privește punctele de acumulare a deșeurilor. Se evacuează în jurul la 120 de metri cubi de deșeuri menajere, inclusiv frunze, cei ce mai se mai strâng populația locatare orașului Soroca și acumulează la punctele de acumulare unde sunt transportate de către Direcția Gospodăriei Locative Comunală. Eu aș dori ca toată populația să atârne o leacă mai serios ceea ce ține de acumularea deșeurilor în menajere, să nu fie aruncate pe ferestrele caselor de locuit, în preajma casei. Bilunarul ecologic la Soroca continuă, astfel că fiecare locuitor are posibilitatea să contribuie la salubrizarea orașului. Or, sloganul Soroca Casa Noastră Comună să nu rămână a fi unul doar rostit. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară bună alături de SOR TV. La revedere!